Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat astăzi lansarea oficială a programului 373, program care vine să subvenționeze mediul de afaceri și să dezvolte economia țării. Astfel, începând cu data de 1 iunie curent, antreprenorii care vor să investească în afacerile lor vor putea să beneficieze de compensarea dobânzii la credite. Anunț lansarea programului 373. 373 sper că este un număr cunoscut pentru toată lumea ca și cod de țară și cred că fiecare moldovean recunoaște această cifră. Haideți să o descifrăm. Ce înseamnă 3? 3 vine de la rata dobânzii de 3%, 3%, pentru creditele în valută străină, în cazul nostru euro sau dolari. 7 vine de la 7% sau 7% este rata dobânzii la creditele în lei moldovenești. Și 3 mai înseamnă perioada maximă de grație pentru un credit cu o maturitate de până la 7 ani de zile. Acum, diferența dintre rata dobânzii de pe piață, adică care există în mod normal la băncile comerciale, și acest plafon, fie de 3%, fie în valută, fie de 7% în lei, va fi subvenționată de către guvern. De exemplu, astăzi rata dobânzii comercială în piață pentru creditele pe termen de până la 5 ani este de aproximativ 13%. Iată această diferență între 13% care există astăzi și 7%, acest plafon din programul 373, va fi subvenționată de guvern. Programul vine să faciliteze accesul la finanțare și să ofere ajutor pentru mediul de afaceri să se dezvolte și să creeze noi locuri de muncă. Programul 373 a fost creat special pentru a oferi întreprinderilor mici și mijlocii acces rapid și simplu la finanțare. Obiectivul nostru este să încurajăm investițiile în întreprinderile mici și mijlocii, cei care vor să se dezvolte, să crească locurile de muncă, să crească capacitatea de export și, foarte important, să crească numărul de locuri de muncă și să crească salariile prin creșterea productivității. Deseori când merg în localitățile Republicii Moldova, observ oameni frumoși, cu multă inițiativă, care în condiții foarte dificile totuși își asumă și vor să dezvolte niște afaceri, dar au o problemă cu finanțarea. Și respectiv, guvernul vine în ajutorul acestor inițiative pentru a le operaționaliza. Antreprenorii care au o inițiativă investițională în cadrul programului vor putea beneficia de subvenționarea dobânzii pentru creditele de până la 15 milioane de lei sau echivalentul în valută, acordate pe o perioadă de 7 ani. Condițiile de participare în programul 373 sunt foarte simple. 1. Trebuie să ai un program sau o inițiativă investițională. Odată ce ai un contract de creditare cu banca, guvernul din fondul Facem va subvenționa dobânda. Vom subvenționa creditele până la 15 milioane de lei la această perioadă sau echivalentul în valută străină pe o perioadă de 7 ani. Urmează creșterea plafonului de creditare până la 30 de milioane de lei în comparație cu 15 milioane care va fi disponibil din 1 iunie, iar din 2024 va fi disponibil această creșterea plafonului până la 30 de milioane de lei, atunci când vom fi mai aproape de Uniunea Europeană. O altă opțiune suplimentară pe care o vom avea va fi garanții de creditare pentru întreprinderile care nu au suficient gaj. Asta la fel este important. Și a treia opțiune este oferirea unei componente de grant pentru domenii specifice. De exemplu, tineri, femei, turism rural, întreprinzători mici, producători artizanali. Asta observ oricând mergi în
în raioanele, în localitățile Republicii Moldova. Vezi foarte multe inițiative pe care vrem să le susținem.